Mirela, cum țin sporul? Care sunt reacțiile după acest tratament? Mă simt extraordinar. Este pentru prima dată când încerc acest tratament de la Kerastase, cronologist, și Da. e senzațional, ce să vă spun, părul meu arată foarte bine. Îl Da. simt mătăsos. Eu am o problemă în general cu tratamentele pentru păr, Da. din cauza faptului că am păr, aș spune eu, mai special și e foarte sensibil. Și tot timpul am grijă să nu pun foarte multe produse cosmetice din cauza faptului că nu vreau să Să se nu ți le îngrașe foarte încarci. tare. Da, să nu-l încarc. Dar de această dată se pare că am găsit tratamentul potrivit. La Eu partea sunt de foarte încântată, pentru că este prima dată când pun o mască de păr și nu-mi îngrașă părul. Din cauza faptului că îl spăl zilnic, Da. fac sport și atunci nu pot să las grasa rădăcină și uscat la terminații, trebuie să folosesc și ceva totuși să-l hidratez și asta era problema mea, să găsesc un produs care se poate să facă să arate și bine, să nu-l îngrașe și să fie super, foarte, foarte bun. Se pare că l-am găsit. Să presupunem că vei face acest tratament o dată pe lună, din Da, câte am asta înțeles. E, în restul zilelor, lunii, cum îți îngrijești părul acasă? v-am zis mai devreme, îl spăl zilnic. Da. Așa, după care evit produsele profesionale, nu aplic niciodată șampoane sau, v-am zis, balsam, deja nu folosesc decât pe vârfuri și foarte rar, să spun o dată pe săptămână, Da. dar am grijă să nu-l încarc mai mult decât trebuie. Da? Eu mă usuc pur și simplu, îl usuc cu prosopul și nu cu fănul. Și practic Deci tu este cum îl cureți? Cu ce îl natural, deci cureți? natural. Șampon, folosesc un șampon de obicei cu minerale, care să-i dea cât de cât și un pic de volum și să nu-l îngrașe. Și atât, nu, nimic sofisticat, am grijă să fie curat și procesul de uscare, totul e natural, nu v-am zis, cu prosopul, las după aceea să usuce el în voie, nu pun spumă, nu pun fixativ, decât foarte rar și când mă coafez pentru anumite evenimente.